Un fermier pasionat de grădinărit și cu talent născut pentru business are astăzi cel mai mare grup de horticultură axată pe grădinărit din România. 100 de hectare de pepiniere și cele mai impresionante lucrări de amenajare și peisagistică din țară. Ionuț Olteanu iubește cu pasiune plantele și asta se vede. Colegul meu, Ovidiu Ghinea, a fost în vizită în gardenul din Bragadiru și vă las să descoperiți imediat în jurnal povestea fermierului care și-a propus să înverzească România. Un interviu exclusiv marca Agro TV. Locul ăsta pe care ne aflăm arată foarte bine, văd foarte mulți arbuști, foarte multe plante, foarte multe flori. Cred că orice telespectator, orice trecător se poate bucura de peisajul ăsta, cu atât mai mult cu cât acum în sezonul cald toți iubitorii de frumos își amenajează terasele, locurile în care își petrec timpul liber. Da, este un loc de vis până și pentru mine, care am 100 de hectare de pepinieră și atâtea gardenuri unde să admir toate aceste minuni. Până și pentru mine e un loc de vis, un loc special, pentru că aici, în acest loc, plantele sunt foarte, foarte bine îngrijite, foarte bine așezate. Există două fete în acest garden care sunt extrem de pasionate, extrem de atente și acest loc pentru mine înseamnă atunci când sunt împovărat de atâtea de provocările zilei sau vremurilor, ca să zic așa, vin ca să mă relaxeze. Pur și simplu vin și am observat asta și la mine, dar și la mulți clienți care intră și chiar dacă nu cumpără ceva, își petrec o oră, două în acest loc, tocmai pentru a se încărca de energie. Și ai văzut când ai mers și tu pe alee că se simte noblețea și liniștea și pacea și frumusețea acestui loc. Știu că ați mai deschis un astfel de garden în județul Constanța, la Tuzla, dacă nu greșesc. Da, 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 este cel mai nou garden al nostru, pentru că trebuia să ajungem și pe litoral, având clienți de la Constanța și uneori le era foarte greu și venind în sprijinul lor am deschis acest garden. Deja are aproape o lună de zile. Și oamenii de la terase, de la hoteluri, de pe litoral vin și ne vizitează și admiră acel garden. Nu este atât de mare ca acesta, dar este un garden cochet care își așteaptă cu drag vizitatorii, admiratorii și peisagiștii.